Обзор представлен при поддержке 1xBet, самого надежного букмекера в СНГ. Делай ставки по самым высоким коэффициентам и получай бонус до 5000 рублей. Регистрируйся по нашей ссылке прямо сейчас. Din fotbalul mondial și asta pentru că nu are cuvinte, cred că e inutil să mai comentăm, să mai povestim asupra acestei teme. Se chinuie spaniolii de ceva vreme să pună versuri la imnul lor național, numai că nu e chiar o prioritate lucrul ăsta. Spania poate câștiga trofee, poate câștiga titluri mondiale sau europene și fără cuvinte la imnul său, iar Spania își propune în această vară la campionatul mondial din Rusia să fie o forță, să fie un element important. Așa arată echipa pe care Julen Lopetegui câteva zile. Așa arată Argentina. Jorge Sampaoli, selecționerul argentinian, nu riscă în această seară cu Lionel Messi. În Spania, prin marș, un hashtag care încearcă să-l convingă pe Andres Iniesta. Jordi Alba lui Messi la naționala Argentinei. Mascherano, frumos este Argentina din apărare cu centrare pentru Maximiliano Mesa, este cel care a dat o centrare foarte bună. Sfertul de finală pe 7 iulie la Sochi, ceea ce ar fi un prim șoc al acestui turneu final. Asta dacă cele două echipe își vor câștiga grupa sau cine știe. Vor căuta să facă altceva acolo. Ocazie de gol și gol! Gol Spania! Diego Costa trimite în poartă în stilul său caracteristic. Amândoi acuză probleme și jucătorul lui Atletico și portarul lui United. Vedem faza și pasa excepțională pe care i-a dat Isco lui Diego Costa. Pasă pe care i-a dat, îmi cer scuze, Asensio lui Mondial. Ce probleme ar mai putea apărea? E partea cea mai grea a sezonului. Aici e poziție corectă. Higuain își face mingea pe până la urmă îl găsește pe Coche. Nu Asensio. Centrarea lui este pentru altfel vorbim, cred că e offside. Uita de ocazie foarte mare a Spaniei. Recuperează Iberici, 2-0. Combinația letală a celor doi madrileni, Asensio, 2-0. E al 8-lea gol pentru Isco în tricoul echipei naționale la selecția cu numărul 20. Lo Celso a reușit cumva Lo Celso să-și câștige, să-și facă loc și la PSG și naționala Argentine. Aici eventual Dybala și cu siguranță Pastore, gol! Gol acum Argentina, dacă nu reușesc din acțiune, reușesc din fază fixă. Aștepta acolo și Higuain, cred că și Higuain ar fi putut să lovească mingea cu capul dacă nu o făcea Otamendi printre mâinile lui David De Gea la turneul final din Rusia. Te vezi mai degrabă, nu mulți jucători. Aici însă să vedem Diego Aspas se îndepărtează puțin, însă continuă faza. Gol! Isco! Diego Aspas în vreme la Madrid. Isco marchează al doilea gol al său în această partidă. De aici pleacă totul, de la această minge pierdută la mijlocul terenului de Bilia. Nu era offside aici, pasa lui Iniesta, apoi Diego Aspas găsește o pasă decisivă pentru Isco, care la rândul lui găsește un culoar. Cu
Recuperează Thiago, foarte bună pasă dată de Thiago Alcantara pentru Isco, să-l vedem pe Isco, e singur însă acolo la marginea careului. Thiago Aspas, 4-1 Spania. Excepțională și pasa dată de Thiago Alcantara. Inițial pasa lui Isco a fost pentru Thiago Aspas, a căutat să-i întoarcă serviciul lui Thiago Aspas. Până la urmă mingea a ajuns la Thiago și vitro liberă pentru Argent. Iar această perioadă a fost numai bună pentru Sampaoli. Aici e bară, cred, lovitura de cap a lui Otamendi. Rămâne Argentina în atac cu centrarea lui patul Spaniei. La Valencia, cu siguranță că a lăsat ceva dueluri acolo. La Madrid, toate acele postări. Înge bun aici pentru Meza. Bun în prima repriză, acest Maximiano Meza. Zi cu foarte multe meciuri. Acum e însă gol marcat de Thiago Aspas. Ne trezim cu Thiago Aspas în situație de 1 contra 1 cu Romero. Thiago Aspas, da, iată, vedem, pleacă din jumătatea lui. E un spațiu uriaș acolo. Oricum nu conta. Pasă decisivă pentru David De Gea. Gol după ce dăduse pasă decisivă la Isco pentru Thiago Aspas și poate fi mai rău, poate fi de-a dreptul jenant pentru Argentina. 6-1 marchează Isco, e dezastru totuși pentru Argentina, chiar și fără Messi. Di Maria, încă un gol marcat de Isco, iată un exemplu de eroare, eroare uriașă aici a lui Otamendi. Probabil că aici Pep Guardiola și-a pus mâinile în cap la această fază, văzându-l pe jucătorul său cum dă mingea direct la adversar. Din nou pasă de Messi. Футбольные голы и обзоры теперь в Телеграм. Просто подпишись на канал Goal24 и получай полезную информацию удобным способом. Ссылка в описании.